de la moșul. E al tău? Da, e Anelin. Scrie aici. Deci să știți cum se scrie Anelin. A-N-N-E-L-Y. Ce-i, mami? O păpușă care face baie. O păpușă Barbie? Da. Ce-ai spus? Am spus că eu am vreau o păpușă foarte, 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 foarte de gen adevărată, dar că este de jucărie și nu văd nici un cadou să fie gen împachetată. Credeam că este asta, dar nu era. N-am luat treaba. Emma și Eric. Eu știți că sunt fana Emma și Eric. O haină călduroasă. Moș Crăciun, dar asta cade pe din ea sau nu? Nu, nu cred. Uite. Hai, pune-o pe tine. Să vedem cum stă. Al cui este ăla? Tot al meu. Și tot al tău? Da. Deci cum, tu iei doar cadourile tale? Da. De desfacem noi. Ce e? Un condor de cumpărături. Ce? Oh my god. Dar e fiști că l-am pachetat. Wow! Chestii noi pentru magazinul tău? Da, hai să vedem ce anume. Hai să desfacem. Ce se aude afară? De ce am făcut noi o pauză? Pentru că căprița ta care este... Au venit colindătorii? A venit căprița? Da. Zici că e o găină cu ciocul ăla. Și ia uitat câte produse avem noi aici. Biscuiți, înghețată, ciocolate și multe altele. Ce faină! E moșul ăsta, a? O, asta arată mai bine. Ești tristă că n-ai primit încă păpușa? Poate mai e, mami. Oricum primi și la mama, și la tataie cadouri. Așa de mult îți dorești păpușa aia? Iarăși Emma și Eric. Da, grozav! Sunt cărțile tale preferate? Da. Vraja. Vraja ecranelor. Nu toate jucăriile din lemn sunt pentru bebeluși. Am avut o grămadă de lucruri de lemn și mai am și pe asta. Da. Păpușa mea dorită! Păpușa mea dorită! Yeah! Păpușa mea dorită!
asta ce doreai, mami? Da! Face tot ce vrei tu? Da, uite! Ce face? E moale la atingere, are corpul moale, poți să-i dai să mănânce, doarme, poți să-i dai să pape, să plângă, plânge, da. Face pipi, face baie, are și scutec, ia! Are și scutec, da, nu știi, așa arăta. Dacă face pipi, da, uite, are și suzet, are și oliță. E baby born, așa se traduce în engleză. Adică bebeluș nou născut? Da. Și mă întreb dacă va avea și haine, pentru că eu i-am scris lui moșul haine pentru baby born. Sper că da. Deci cred că ai tot setul acum, toată colecția, nu? Vedem pe spate, deci. Ia să vedem. Asta avem. E suzeta. Aveți amândouă brățele și la fel? Asta e a ta și? Asta e a mea. Ce drăguț. Ce ai aflat despre bebelușul tău? Că poate să plângă, poate să facă caca, pipi, poate să stea la piscină și poate să și stea în călduță. Poate să facă baie cu tine? Da. Și dacă mănâncă terci, face marea chestie în oliță sau un pampers, adică caca. Oh, așa că nu o să-i dăm terci. Și tu-l vei schimba de Pampers când face caca? Nu, nu o să-i dăm terci. Nu? Faci cafea, Nelly? O să fac cafea. Îți place? De la păi nu am, nu am zis că e de bebeluș. Nu ai spus tu că e de bebeluș și că îl dai înapoi? Nu. Păi cum că e de lemn, mami? Nu. Îți place acum? Uh-huh. Îi faci lui bebe ciocolată caldă? Cu cupra, luăm de asta, luăm o cafeluță. Uf. Se bagă aici. Stai tu, mă. Cum se s-a părut cafeaua? Foarte bună a fost cafeaua, mulțumesc. De ce? Ce faci acolo? Îmi pun produsele noi. Reorganizezi magazinul? Thank you.